Una este Dumnezeu. 11 metri pentru cei cu cernici. Bun găsit, dragi prieteni, la ediția de vineri, dar după o seară animată în cupele europene, așadar subiecte ar fi cele 24 de meciuri jucate ieri în Europa League și performanța echipei noastre campioane, bătută la limită de necunoscuta Osman Lispor, mă rog, la două goluri diferență, dar ce mai contează. În 10 Steaua, toată repriza a doua după eliminarea lui Enache, presa online nu face altceva decât să amplifice această frustrare, oferind în 3D dimensiunile stelei pentru perioada următoare, achiziții pe bandă rulantă, cea mai ofensivă echipă europeană, 5 jucători de atac după ultimul transfer, ne spune Digi. Evident că ne-am prins și noi de multă vreme de această chestiune. Steaua nu este decât bufonul presei românești, copilul maltratat, într-adevăr, și pe care scuipă toată lumea. Chiar și steliștii și-au vândut sufletul în acest mizerabil online românesc. Ei profită și joacă pe cadavrul stelei de fiecare dată, încercând să mai atragă niște proști ca ei și să le meargă afacerea mai departe. Pentru că nu se trage niciodată nicio concluzie. Pușcăria nu i-a învățat nimic pe acești oameni și evident nici eșecurile pe jurnaliști. Deci totul este ca și cum nu s-ar fi schimbat nimic în această lume. Steaua a fost lamentabilă ieri cu Osman Lispor, o echipă inventată după ultima ploaie și care avea o prezență sau două în istoria cupelor europene. O echipă de râsul lumii, în fața căreia multipla noastră campioană n-a mișcat. Deci ce transferul să mai facă Gigi Becali? Nu vedeți că sunteți ridicoli? Dacă te duci și joci la Osman Lispor și nu reușești să le dai ălora un gol, tu vorbești de transferuri. Păi la ce-ți folosesc transferurile? E la mintea cocoșului că ele n-au nicio valoare atâta timp cât nici nu costă nimic. În fotbal nu se poate face performanță cu 2 bani. Steaua este o echipă de 2 bani. Poate să ia 100.000 de jucători dacă toți sunt la nivelul ăsta. Niciunul dintre ei, dacă nu este format la club, și atunci sigur că s-au format la o altă echipă, da? Cum l-au adus de la Brașov sau de unde, pe Chipciu, și pe care până la urmă sigur l-au vândut la Anderlecht, sau cazul lui Nicușor Stanciu. Dar nu transferuri, adică transferuri nu poți să faci decât dacă ai mulți bani. Degeaba cumperi 100 de jucători de câte 200.000 de euro, că atâta și valorează. Împreună o să-ți ajungă la un nimic. Și asta nu e o tehnică. M-a luat, uite pe cine mai ia. Păi n-are cum să ia, că Steaua n-are bani și în România nu joacă nimeni. Deci nu o să vină niciun jucător confirmat sau anunțat că mare sculă pe undeva. Aici vii dacă nu joci în altă parte sau dacă vrei să descoperi fotbalul, să te vadă lumea, totuși vizibilitatea, dacă ajungi să joci la o echipă românească în cupele europene, este destul de importantă, că astăzi toate meciurile sunt ușor de văzut. Dar nu sunt jucători, ce mă interesează pe mine ce transferuri face? Din campionatul intern nu poți să iei nicio mare vedetă, nicio mare sculă în momentul ăsta, dar din străinătate nu poți să iei pe nimeni, că nu vine nimeni în România să joace. Și mai multă atenție ar trebui dată rezultatelor în sine decât viitoare echipe a stelei. Ce echipă mai lamentabilă decât asta prezentată de Steaua până acum putea să aibă formația? Niciuna. Și nu există așa ceva. Am spus la începutul sezonului, mai proastă decât echipa asta a stelei pe hârtie nu există. La asta s-a ajuns cu transferurile. Acum sigur ni se prezintă o altă variantă. Gata, asta nu mai e bună, echipa de acum. Cum ar arăta Steaua dacă l-ar transfera și pe Nioere? Încă o dată spun, ăsta e un tade. Deci nu poți să ieși cu el în lume. Niță în poartă, Iacoli, Stamaș, Toșca, Momcilovici, pe ăștia jucători de cupele europene. Boldrin, Pintili, Popa, Tănase, De Amorim, Nioere. Asta dacă le-ar ieși stelei transferurile. Bun, și ce echipă e asta? Asta câștigă cu Japca în campionat, ok. Mai puțin meciurile cu Dinamo, pe care nu le-a mai câștigat de ani buni.
Și câștigă în campionat, tot ia campionatul bun. În cupele europene, dacă se prezintă, iată, cu o echipă de nivelul ăsta, pierde lamentabil. Deci este bufonul presei încă o dată Steaua, o echipă pe care poți să tot bați șaua, probabil că și după plecarea lui Gigi va fi la fel, sau după dispariția lui. Probabil că tot pe asta se va miza, în perspectiva că mai sunt unii interesați. Sunt mulți care s-au obișnuit să trăiască din aceste vorbe goale, cum ar arăta echipa Steaua, vezi pe cine a luat, n-a luat pe nimeni. Nu e niciun jucător, spuneți-mi și mie între ăștia o sculă în echipa asta. Bun, a fost Stanciu, bun, adevăr, era jucător important, l-am văzut, e Dumnezeu și în Europa. Joacă la Național, într-adevăr, e un jucător reușit, probabil cel mai bun produs și cel mai bun jucător pe care l-a avut Steaua, cel puțin de la Rusescu încoace, poate chiar peste el. Evident că nu erau de același profil, dar spun ca și jucător, într-adevăr, un mare jucător. Ok, dar în rest, în echipa de acum ce a mai rămas? Asta nu e o echipă cu care să te lauzi, mai bine nu scrii despre ea, că atunci poate să te surprindă cumva. Așa, deci să renunțăm la aceste idei care, într-adevăr, nu ne nobilează și să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat aseară în Europa League, începând cu înfrângerea Stelei, neașteptată, evident, la Ankara, în fața unei echipe turcești, fără niciun fel de anvergură, o echipă de 2 lei din Turcia, dar unde, atenție, joacă fostul bordolez Sheikh Diabaté, care a fost unul dintre primii 10 jucători din istoria lui Bordeaux, după părerea mea. Deci mi-a plăcut întotdeauna acest Diabaté, care nu e un mare atacant, dar are exact ce-i trebuie atacantului. Adică nu e scula care să-ți câștige titlul mondial, dar este, are calitățile alea de bază ale atacantului. Știe unde să fie, e adevărat, se accidentează cam des, a fost Dumnezeu la Bordeaux, acest Diabaté. Ani de zile echipa asta numai în el. E un scheletic așa, un jucător de proveniență din Mali, un jucător ciudat ca și stil, dar extrem de eficient și care îți dă, în campionatul Franței, el dădea 15 goluri pe campionat. Deci e genul ăsta de jucător, ăsta valorează 10 milioane. Un astfel de jucător care dă 15 goluri în ligă. Diabaté a fost o legendă la Bordeaux, chiar dacă nici acolo nu avea numai partizani. Mulți îl considerau prea leneș, mulți îl considerau că are o igienă sportivă defectuoasă. Mie mi-a plăcut întotdeauna, un atacant de rasă, efectiv, Diabaté. Acum nu mai se pune problema. A ajuns la Osman Lispor, e clar că este pe final de carieră. El a jucat, a deschis scorul din penalti, a fost înlocuit de Raul Rusescu în minutul 78. Deci a ținut destul de bine. E genul de jucător care, dacă Osman Lispor știe să-l țină, știe să îi arate afecțiune, să îi arate tot interesul, rupe norii la această echipă din Turcia. De urmărit, bineînțeles, ăsta practic a fost omul meciului. El ar fi născut conform datelor din pașaport în aprilie 1988. Deci ar avea 28 de ani. Nu cred. Cred că are vreo 35. Sheikh Diabaté are la Bordeaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 campionate la rând. Înainte de Bordeaux a jucat la Nancy. Puțin, adevărat. Deci toată cariera lui și-a făcut-o la Bordeaux și la Naționala statului Mali. Încă o dată spun, mare fotbalist. Faptul că a ajuns la o echipă atât de mică, însă din prima ligă turcă, înseamnă că nu mai poate. Mai poate, de altfel și pe final la Bordeaux era tot timpul accidentat. E un jucător care calculează, un hoț, evident. El s-a dus pentru niște bănuți acolo, nu ca să pună osul. Dar așa, câte o ieșire de asta în cupele europene nu-l deranjează foarte tare. Ia să vedem cum arată Superliga turcă după desfășurarea a 3 etape până acum în acest sezon. Osman Lispor n-are nicio înfrângere, deci a debutat bine campionatul.
A făcut 0-0 în deplasare la Antalya în prima etapă, nu e o catastrofă. 2-2 acasă cu Genchler în runda a doua. De Large și Gouven au marcat pentru Osmanli, care a condus cu 2-0 după primele 15 minute, dar a fost egalată de Bogdan Stancu din penaltiu în minutul 65. A făcut 2-2 acasă. Rusescu a fost titular și a fost schimbat chiar de Sheikh Diabate în minutul 65, imediat după penaltiu de 2-2 al lui Stancu. Deci l-au băgat pe Diabate pe în 65, n-a mai reușit să întoarcă soarta meciului. După care Osmanli a câștigat, atenție, la Trabzon în etapa 3-a cu 2-0, golul Ndiaye și Rusescu. Rusescu marcând în minutul 88 acest gol. O victorie mare pentru Osmanli. E adevărat, a fost un meci care s-a jucat cu porțile închise la Trabzon. Au câștigat, au 5 puncte după 3 meciuri. Și urmează să joace duminică acasă cu Adana. Bun, îi bat și pe ăștia. Adana Spor n-are nicio victorie în 3 etape, la îndemâna celor de la Osmanli, care până la urmă au debutat excelent în Europa League. Și sigur asta contează, învingând Steaua cu 2-0. Sigur, scor facilitat evident și de ceea ce s-a întâmplat în prelungirile primei reprize, când Denache a fost eliminat de pe teren. Asta le-a dat turcaleților aripi, nu foarte multe, sigur că primul gol a venit totuși din 11 metri, după care Umar a făcut 2-0. Turcii au schimbat 3 oameni pe final, Steaua n-a mai putut să revină. E bine, cu acest scor Osmanli se instalează pe prima poziție în clasamentul acestei grupe, grupa Lae, unde evoluează Steaua, ultima grupă. În aceeași grupă, Villarreal, club de fotbal, potignindu-se practic pe teren propriu cu amărâta FC Zürich, o victorie cu 2-1 pentru Villarreal. E adevărat, un mare Pato a scris un gol de senzație, a dat o pasă de gol magnifică. Pato și Dusantuș au marcat pe finalul primei reprize, după ce Sadicu deschisese scorul pentru Zürich. Pe El Madrigal s-a jucat, Villarreal a câștigat cu 2-1. Aici însă nu contează prea mult golaverajul. Deci suntem în faza a grupelor, fiecare joacă 6 meciuri. Osmanli și Villarreal au 3 puncte, Zürich și Steaua niciunul. Pe data de 29 septembrie FC Zürich Osmanli, Steaua urmând să joace acasă cu Villarreal, club de fotbal, Real Villarreal, de fapt, un meci deja determinant pentru Steaua, care în cazul în care va pierde, cum ar fi și normal, în fața unei asemenea cilindree, este Villarrealul. Echipă, reamintesc, eliminată în play-off-ul Champions League de Monaco. O eliminare nemeritată, am văzut meciurile pe Canal Plus Sport în Africa, amândouă fără probleme. Stăteam cu degetele în nas și mă uitam la meciuri, deci am văzut peste Monaco a fost Villarreal. Deci atenție mare, o echipă cu potențial. Monaco este astăzi teroarea Europei, reușind un început de campionat foarte bun și câștigând pe Wembley cu Tottenham în Champions League în prima etapă. Deci mai mult decât atât nu puteau să facă. Au trecut de două tururi preliminare, Fenerbahce și Villarreal, nu chiar cele mai slabe echipe din Europa, și sunt liderii campionatului Franței. Au bătut pe PSG cu 3-1 și au câștigat la Tottenham în Champions League. Deci un început de sezon de vis pentru Monaco. E bine, Villarreal a fost peste Monaco în joc. Monaco s-a calificat grație erorilor de arbitraj, de fapt hoției arbitrului la meciul retur, cel puțin. Colosale erori ale arbitrului respectiv. Deci a fost o calificare mincinoasă. Dar, mă rog, odată înfăptuită, Monaco merge mai departe. Villarreal n-are cum, dacă pune un pic osul, să nu se califice din această grupă. Spaniolii, după cum știți, trag în Europa League, interesează această competiție din toate punctele de vedere. Ultimele 3 învingătoare, adică aceeași echipă, FC Sevilla, care poate să câștige și a 4-a oară, participă în Liga Campionilor, dar ca și anul trecut ar putea să revină odată cu faza 16-milor dacă va termina grupa pe poziția a 3-a. Mai departe, în grupa A, o mini-surpriză, Mourinho
s-a dat cu capul de pereți, a pierdut deplasarea din Olanda, de la Feyenoord, un gol marcat de Vilenia în minutul 79 pentru gazde. Zlatan Ibrahimović a intrat în minutul 63. Mourinho, ca Bielsa, a făcut 3 schimbări în același minut. Echipa nu funcționează, Mourinho nu este un antrenor spectaculos și din acest motiv mi se și înfundă destul de repede, nu mai e un antrenor de consistență. A trecut epoca Mourinho. Asta este clar, o spunem deja de multă vreme. Mourinho nu mai face mare lucru. Deși la Manchester are toate condițiile. Iar lipsi totuși încă niște jucători de valoare, asta da, dar probabil că nici nu mai simte fotbalul ca altă dată. Nu știu ce să spun, dar în ce caz, ceea ce a făcut el la Manchester United este de Petre Grigoraș. Iertați-mă, să ai un asemenea buget și să-ți faci o echipă atât de tâmpită. Păi te bate Guardiola din 10 meciuri de 10 ori, mă, prostule. Deci să ai banii ăia, să ai tot ce înseamnă instituția Manchester United, tu să fii lamentabil. Deci victoriile cu 1-0 pot să continue în Anglia. Poți să câștigi cu Stoke, cu Barnum, asta, poți să câștigi cu Everton, poți să bați multe echipe cu 1-0, cum îi place lui Mourinho, dar nu joci fotbal. Asta e problema și, bineînțeles, alții îți vor da în cap. E un campionat unde are cine. Liverpool e 10 clase peste United. Sezonul ăsta îi bate de ascultă la ureche pe unde îi prinde. Manchester City calcă în picioare în ritmul ăsta. Și cine știe, și amărâtele astea, Arsenal sau Chelsea, care nu sunt mari echipe, evident. Și ăștia ți-o pot trage din când în când. Chelsea mai ales. E un pic mai echipă decât Arsenalul. Dar l-are pe Conte ăsta care știe treabă. E mai bun decât Wenger oricum ca antrenor, asta e cert. Deci are cine să ți-o tragă în ritmul ăsta. O înfrângere care vine bine aici la Rotterdam, considerată nemeritată de către Mourinho. Dar cu Young, cu Mata, cu Depay, cu ăștia, astea nu-s jucători să te bazi la campionat, să te bazi la Champions League. Păi da, te prinde Barcelona cu tripla lor, cu Messi, cu Suarez și cu Neymar, îți dă 5-0, te descalță. Tu nici nu treci de centrul terenului cu loserii ăștia. Ibrahimović, să știe, în Liga Campionilor el nu mișcă. Da? Și deja se vede chestia asta. În afară de Zlatan, Manchester United n-are pe nimeni. Ce concluzie, într-adevăr? Ei se pregăteau de un sezon. Rooney nu mai poate, e bunic. Ce să tot faci cu Rooney? Ei, ce-i stau în Zlatan? Zlatan a jucat puțin la Feyenoord, n-a mai apucat. A intrat totuși pentru mai puțin de 30 de minute de meci util. Ăștia sunt talentați, Martial, Rashford, sigur, sunt jucători talentați, dar nu te poți baza pe ei să câștigi o cupă europeană. Hai să fim serioși. Ăștia jucători să-i bată pe stoc, da? Îi bată pe stoc cu japca în campionat. Asta pot să facă, dar nu să câștige cupele europene. Bun, avem un telefon. Alo? Să trăiți! Bună ziua, domnul Banciu. În legătură cu meciul de aseară al Celei, vreau să vă întreb o problemă tehnică, poate vă pricepeți mai bine, că la celelalte emisiuni nu prea putem să intrăm în direct decât la dumneavoastră, e mai ușor. De ceva meciuri, echipa lui Reghe, am tot observat că joacă cu fundașii lateral foarte mult în centru și nu prea înțeleg ideea asta. Au fost și câteva probleme aseară din cauza asta, după părerea mea. Ceva meciuri recoace am observat chestia. Nu prea am văzut la nicio echipă genul ăsta. Da, acum depinde, aici sunt două chestiuni foarte simple. Prima, dacă jucătorii într-adevăr asta trebuie să facă, adică dacă așa le cere antrenorul, sau pur și simplu n-au cultura tactică și atunci joacă unde se nimerește, că în fotbal se întâmplă de multe ori așa, până îl înveți pe unul unde să stea, da? Trece timpul, deci asta nu știm, dacă Reghe cam vle cere așa. Eu am mai văzut în fotbal jucându-se așa, de exemplu, în Franța sunt vreo două, trei echipe, Toulouse, Lyon, au fundașii laterali care vin foarte mult în zona de centru a apărării și să știți că și la Bielsa se făcea așa. Fundașii laterali, deși erau într-adevăr jucători de bandă iuți, adică Mendy și JGG, strângeau în apărare în momentul în care se repliau pe centru. Da? Reghe cam fără aici, după părerea mea, două explicații. Una ar putea să fie așa.
Asta sigur, ținând cont că încă o dată, deci dacă trecem de prima fază și dacă chiar el le cere să joace asta, că atunci dacă nu le cere am rezolvat, oia vin din prostie. Bun, dacă să zicem el vrea să joace așa, atunci explicațiile lui ar fi astea. Când adversarul are mingea, atunci jucătorii de bandă repliindu-se nu fac altceva decât să îndeplinească o sarcină în plus. Adică în fotbalul modern se merge pe ideea asta, tot așa cum vârful de atac vine și stă la bară, la corner, la aproape la toate echipele și respinge mingea cu capul la prima bară, tot așa și fundașii laterale au această sarcină, dacă jocul adversarului e pe centrul terenului, să strângă și ei acolo. Fiind foarte exact, util. Da. Foarte util. Că am văzut că mai mult pe construcție încearcă chestia asta. Adică și coboară mijlocașul foarte mult. De obicei era inversul, ca fundașul lateral și venea mijlocașul în centru pentru da. A primi. Da, de obicei așa se joacă. Bun, asta încă o dată spun, dacă chiar le cere să facă asta, dacă nu le cere, atunci sigur nu avem nicio explicație, dacă le cere asta, probabil că el consideră că ăștia, fundașii laterali, au aceste calități mai bune, de exemplu, decât un mijlocaș defensiv. Sunt și fundași laterali pătrați, așa, în sensul în care pot să facă și faza, sau suficient de înalți, care pot să stea în centru apărării. Sunt mulți fundași laterali care pot juca fundași centrali. E clar. Da, da. Și atunci te organizezi ca atare. Deci v-am spus asta. La Lyon, de exemplu, dacă îi urmăriți, ei joacă totdeauna cu trei fundași, sau mă rog, în ultima vreme. Totdeauna fundașii laterali fac treaba asta când se întorc. Deci strâng în centru întotdeauna. Nu e foarte prost, pentru că și dacă rămân benzile goale, să zicem, e greu pentru adversar. Ok, te duci și centrezi, da, dar dacă ăla are 5 fundași în centru careului, ce faci? Exact, nu. Eu vreau să zic că el de ceva meciuri încearcă pe construcția echipei. Da. Adică el vrea să construiască cu fundașii lateral să vină în centru, pe construcția echipei proprii. Da. Când de echipa adversară are mingea, e normal să vină fundașii lateral să strângă în centru. Dar el pe construcție și să construiești cu Enache din centru, să pasezi mai departe, totuși Enache are alte calități. Da, da, e adevărat. Nu, pe construcție mai rar vezi așa ceva, într-adevăr, pentru că, într-adevăr, fundașii laterale astăzi sunt mai ofensivi decât au fost în toată istoria fotbalului, practic. Dacă fundașul lateral nu este ofensiv, mai bine nu-l mai ai. Și în condițiile astea să te privezi de acest atu, într-adevăr, pare bizar. Doar dacă ăștia ar avea șut, sau nu știu, vin să strângă pe centru, bun, ai un fundaș lateral. Cum era Filip Lam la Bayern. Da. L-a luat din fundaș dreapta și l-a pus pe construcție. Da, exact. Dar l-am avea șut. L-am avea. L-am știa să tragă la poartă. Numai că te privezi, într-adevăr, de principala armă a fundașilor laterali, care este centrarea și viteza. Exact. Deci dacă fundașul lateral are viteză și, după părerea mea, 90% dintre cei care joacă astăzi exact, fundaș lateral... Exact, și Enache, totuși are calitatea asta, de ce să-l chem în centru? Da, exact, da. Spatele la poartă. Asta spun, deci după explicația mea, dacă fundașul lateral are viteză, nu merită să-l aduci în centru, decât dacă ar avea un șut fabulos. De exemplu, atenție, fundașul dreapta... Eu l-aș aduce în centru numai dacă ar avea un stâng fabulos, nu un drept fabulos. Da? Da. Nu mă interesează dreptul, pentru că dreptul este pentru centrare. El se duce pe dreapta, bineînțeles, și centrează din alergare de obicei cu piciorul drept. Da? Sigur că dacă întoarce un fundaș, e evident că trebuie să aibă și stângul, pentru că va ajunge și în situația de a centra cu stângul. Bun, dar dacă intră în centru... N-are ce să facă cu dreptul, iertați-mă, atunci mai bine stă în bandă. Deci numai dacă vii și ești de piciorul stâng, adică tu ești fundaș dreapta, dar ai un picior stâng atât de bun, încât merită să și centrezi, dar să alternezi și cu intrarea în centru ca să tragi cu stângul. Nu? Exact. Asta da, dacă ar fi așa, atunci ar fi genial. Ei, pe faza când avea Tamaș mingea cu Toșca, ei intrau în centru pe linie cu ei. Cobora mijlocașul și în față nu mai rămâne nimeni. Se călca pe picioare cu Moții și cu Borțeanu. Asta am observat eu. Adică nu am înțeles. Și de câteva meciuri și cu Manchester City la fel a jucat. Veneau pe construcție în centru. În fine, da, asta am vrut să... Da, bine, cu Manchester City intervin. Cu Manchester City așa e că întâmplător am văzut și eu meciurile. Am văzut, da. Veneau în centru și rămânea
partea liberă, da. Oricum nu era construcția greoaie, adică nu aveai efectiv cum. Bun, acolo aș găsi ca explicație faptul că s-au și pierdut, pentru că să joci cu Manchester City într-o tensiune, mai ales că meciul tur a fost acasă, să pleca de la 0-0, toți ochii erau ațintiți asupra asta, meciul s-a televizat în peste 200 de țări. Deci, era într-adevăr o... venea Guardiola la București, știți cum s-a spus, stă reghe că am la 3 metri de Guardiola. Adică, ziceai că a venit Iisus, ziceai că a venit Iisus Hristos. S-ar mai fi pierdut și jucătorii. Deci la meciul cu Manchester City n-ai ce tactică să găsești la Steaua. Steaua a jucat așa un fel de bulion. Asta a fost. Adică s-au pierdut cu firea. Dar la un meci de ăsta cu Osman, Lispor, nu se mai justifică. Acolo jucătorii, dacă nu-și respectă sarcina și traseul pe teren, înseamnă că n-au cultură tactică de niciun fel, nu-i poți utiliza în cupele europene. Adică ăsta nu e un meci unde să te pierzi cu firea. Am înțeles. Ultima întrebare, domnul Banciu. Au început toate campionatele. Domnul Bielsa era negocier cu Lazio ultima oară. Da, se pare că nu s-a dus la Lazio pentru că avea promisiunea lui Gerard Lopez că acesta va prelua OM-ul și urma să vină la Marseille. Era actată faza. Dar Gerard Lopez a pierdut finala cu Frank McCourt. Gurile rele spun că ar fi pierdut-o tocmai pentru că Madame Dreyfus a aflat de la avocatul său Igor Levin că Gerard Lopez vrea să-l aducă pe Bielsa și atunci i-a dat clubul lui McCourt. Deci ăsta e motivul pentru care Bielsa s-ar fi sucit în ultimul moment la Lazio, pentru că avea, să pusese în genunchi Gerard Lopez, fostul patron de Formula 1 la Lotus, și ăla ar fi zis, domn Bielsa, vă dau tot și pam pe lumea asta, numai să veniți la OM, publicul vă adoră, acolo sunteți Dumnezeu, o să aveți o statuie pe fiecare stradă. Bielsa s-a lăsat convins de ce i-a spus ăla, le-a zis Gerard Lopez, toți jucătorii pe care îi vreți vi-i aduc. Numai că trebuia să treacă și de girul avocaților patroanei de la OM și se pare că până la urmă Madame Dreyfus l-a ales pe american, care evident n-a auzit niciodată de Bielsa și uite așa s-a pierdut acest proiect. Da, din păcate. Deci asta ar fi explicația. Da. Vă mulțumesc pentru lămuriri și emisiunea plăcută în continuare. Mulțumim! Luăm o pauză și ne întoarcem. Ne-am întors în direct cu Europa League. Spuneam despre grupa Stelei, grupa Lae, unde Villarreal și Osman li s-au impus, și de înfrângerea lui Manchester United puțin previzibilă pe terenul lui Feyenoord, o echipă mică în ultimii ani în cupele europene. Celălalt meci s-a terminat cu un gust amar. La Odessa, Zoria Lugansk, echipă ucraineană, a fost egalată în minutul 95 de fostul fundaș al lui Lille, Kjaer, jucător danez. Gol marcat în minutul 95, arbitru a fost István Kovács. Nu știu cum a mai ieșit viu de acolo, dar în orice caz urât acest moment. Fenerbahçe în dificultate. Van Persie a fost introdus pe teren în minutul 58, dar asta n-a contat mare lucru. Zoria foarte aproape de o victorie pe care finalmente a ratat-o. Fenerbahçe sigur se va bate la calificare cu Feyenoord și cu Manchester United. Ucrainienii pot doar să încurce și-au ratat șansa în această primă etapă. În grupa B, o victorie a ciprioților de la Apoel pe teren propriu în fața Astanei, Apoel Nicosia Astana 2-1. Kazahii au condus la pauză prin golul lui Maximovic, înscris chiar în prelungirile primei reprize. Ciprioții, care nu erau neapărat mari favoriți, dar știți că și în Cipru se câștigă greu, nu numai în Kazahstan, au întors soarta meciului în ultimul sfert de oră. Belgianul De Camargo, reușind să marcheze minutul 87, după ce intrase pe teren în minutul 70, Kazahii au acuzat arbitrajul. Acesta e evident un arbitraj găzdar al macedonianului Stavrev. Le-a permis ciprioților să-și suie saci în căruță. Apoel este o echipă țapănă, ca orice echipă din Cipru, foarte greu de bătut.
și va conta în această grupă, dar și Astana. Și Astana poate să facă 7 puncte pe teren propriu din 9, după părerea mea, fără probleme cu acești adversari. Apoel, Young Boys, Berna și Olympiacos. Nu e nicio echipă solidă aici. Grecii au câștigat pe terenul celor de la Young Boys cu 1-0, gol al lui Cambiaso în minutul 42. Meciul s-a jucat la Berna. Young Boys, ajunsă din urmă cu pregătirea fizică de toate echipele europene, n-a mai putut să ofere surprize. Și Olympiacos, care evident are știința a jocului în cupele europene, este o echipă de Champions League, a reușit să se impună. Sunt 3 puncte uriașe pentru greci, care ar trebui să le asigure în proporție de 70-80% deja calificarea. Ei câștigând practic în fața adversarului cel mai bine cotat după ei. Rămăsesem dator cu programul rundei a doua în grupa A. Fenerbahce Feyenoord, un meci interesant, ăsta și absolut inedit. Respectiv Manchester United Zoria Lugansk. Ai fură, bineînțeles, arbitru. Manchester United va deschide scorul din 11 metri în meciul ăsta ca să pună capac la orice discuție. Evident că nu vor fi probleme. În grupa B, Olympiacos joacă acasă cu Apoel. Asta va fi un meci foarte interesant într-o echipă din Grecia și una din Cipru. Nu este neapărat un conflict pe viață și pe moarte, pentru că grecii se înțeleg cu ciprioții greci, dar este o rivalitate zonală și să vedem dacă Olympiacos va reuși să se impună. În celălalt meci, Astana n-are cum să piardă acasă cu elvețienii de la Young Boys. Începe ascensiunea kazahilor, care au jucat în Champions League și care, să știți, că se pot califica. Au pierdut ieri în condiții grele la Nicosia. Au șanse să-i bată pe elvețieni. Grupa A se joacă. În grupa C, Anderlecht în dificultate la începutul meciului cu azerii de la Găbălă, care au reușit să deschidă scorul. Au reușit să egaleze, vreau să spun, prin Dabo în minutul 20, imediat după ce Teodorcic a marcat pentru Anderlecht și toți pariorii credeau că s-a încheiat. Ieșirea de pe teren al lui Tielemans, jucătorul numărul 1 al lui Anderlecht, să o spunem, înlocuit în minutul 18 de Bagi, nu i-a avantajat prea tare pe belgieni, care au văzut sabia despicându-se deasupra capului lor. Această egalare a lui Dabo venită de nicăieri, a fost necesar un autogol pe finalul primei reprize a lui Santuș de la Găbălă pentru ca Anderlecht să preia conducerea. În repriza a doua, Diego Capel, fosta mare speranță mondială, reamintesc, a lui Sporting, a jucat apoi în Spania o lungă perioadă. Diego Capel, unul de cei mai buni jucători de bandă stângă din ultimii 20 de ani în fotbalul mondial. Un fel de Ben Arfa. Nici el n-a confirmat însă la înalt nivel acest Diego Capel. E, uite că aici a ajuns la Anderlecht după 4 minute de la introducerea pe teren în locul lui Kipciu. El a reușit să marcheze dintr-o pasă al lui Nae Stanciu. Scorul a fost finalmente de 3-1 pentru Anderlecht, care a întâmpinat totuși dificultăți cu această echipă solidă din Azerbaijan. Mă uit un pic pe fișa lui Diego Capel, care n-are decât 28 de ani. Incredibil talent. A jucat un pic și la Genoa, Sporting și Sevilla. În Sevilla a fost Dumnezeu. El n-a marcat niciodată, niciun sezon, mai mult de 5 goluri. Sigur, era un om mai degrabă de pasă, un om de viteză, de dribbling. Nu driblează decât Ben Arfa mai bine pe lumea asta decât Diego Capel. Asta putem să o spunem, cine nu crede să vadă niște filmulețe cu el. Un dribler colosal, tocmai de asta n-a ajuns fotbalist mare. Pentru că în ziua de astăzi, uite, Ben Arfa nu mai e nici în lotul lui Paris Saint-Germain. Dumnezeule, ce cretine, Meri. Dar a fost jucătorul anului în Franța anul trecut și nici măcar în lot. El nu mai este convocat în lot pentru că e prea bun dribler. Și evident, pe orice antrenor de modă nouă, asta îl deranjează. Asta însemnând că el n-ar pune osul la fel de mult ca un muncitor oarecare, ca un jucător, de exemplu Rabiot, deși Rabiot e tehnicuț. Paris Saint-Germain nu avea mijlocași defensivi distrugători. Aici și Verratti e bun la dribbling, și Stambouli e bunicel,
Acum au scăpat de el, l-au dat. Thiago Motta era mai clăpău, așa, nu prea știa cu mingea. Dar în rest, Matuidi, tehnic, cel mai bun din lume pe postul lui. Deci, jucător de clasă, da. Ben Arfa, sigur, pălește în fața amplitudinii tactice acestui cretin de Emery, care a venit și a considerat că dacă știi fotbal trebuie să faci tușa. Ciudat din partea unui spaniol. Pentru că la Sevilla lumea avea impresia că echipa joacă să încânte publicul, nu ca să câștige neapărat. Și avea un stil, în orice caz. Era o echipă, sigur, eficientă, dar spectaculoasă totuși. E bine, la Paris Saint-Germain nu e nevoie de Ben Arfa. Cam așa este și cu acest răvășitor Diego Capel, care, din păcate pentru el, și-a ratat cariera. Anderlecht a câștigat, dar încă o dată nu e neapărat o mare victorie, azerii fiind cel puțin de nivelul lui Anderlecht în această grupă. În celălalt meci, Saint-Étienne a avut noroc, cum are de la începutul sezonului. Aștept să intre în vrie Saint-Étienne ca să-mi frec mâinile de bucurie, dar deocamdată nu este cazul. Acești birjari îmbrăcați în verde, care au egalat în minutul 92 la Paris etapa trecută cu ajutorul acestui Berici, Beru Gyatok, un jucător austriac, un pălău de ăsta care stă în suprafața de pedeapsă și nu face nimic tot meciul până nu se întâlnește mingea cu el, au reușit să egaleze la Mainz spre stupefacția generală. Gazdele marcaseră la momentul oportun, în minutul 57, prin Bungert, echipă serioasă Mainz. Însă minutul 88, Berici a reușit să egaleze după ce Saint-Étienne umblase la cutia cu talente, îi introdusese pe Tanan, Veretout și Söderlund. Un 1-1 mincinos, evident. Saint-Étienne, care s-a calificat oricum miraculos în faza grupelor, pleacă cu un punct neașteptat de la Mainz. În runda a doua, Saint-Étienne-Anderlecht pe 29 septembrie și găbălă Mainz la Baku. Meci mare ăsta, meci mare, azerii n-au voie să piardă, dar îi pot încinge pe Mainz. Mainz, o echipă naivă, o echipă care joacă, o echipă spectaculoasă, dar naivă, proastă chiar în cupele europene. Nu mai trebuie să reamintim că a fost eliminată de Gaz Metan Mediaș, dar și să te egaleze Saint-Étienne acasă, tu neamț fiind, la minutul 88, în fața unei echipe franceze, este rușinos. Mai ales că Saint-Étienne joacă absolut nimic. Bun, în grupa D avem acest rezultat de care vom aduce probabil aminte multe decenii de aici înainte. Ceva necurat s-a întâmplat la Tel Aviv, de fapt la Natania, unde s-a jucat acest meci. Maccabi Tel Aviv, Zenit Sankt Petersburg, era 3-0 în minutul 75 pentru gazde. O dublă a lui Medunianin și un gol al lui Kjartansson. Nea Mircea își căuta dinții prin gazon la scorul respectiv, fiind umilit ca un câine de această echipă modestă din Tel Aviv, care nici măcar nu juca pe propriul stadion. Ei bine, până atunci totul funcționase perfect. Gazdele nu primiseră niciun cartonaș galben timp de 75 de minute, spre deosebire de izmeniții de la Sankt Petersburg, care aveau deja 3 galbene. A început prăpădul odată cu golul lui Kokorin în minutul 77, gol de 3-1, pe care gazdele au luat într-un interval de 15 minute 4 galbene și un roșu, încasând încă 3 boabe. Nici măcar egal n-au mai scos. Eu m-aș fi retras din fotbal. Deci eu, dacă am o chestie de genul ăsta, nu mai vin nici la radio, nu mai vin nici la TV, renunț la orice, mă fac puznic. De să am 3-0 în minutul 75 și să nu scot egal acasă, nu aș mai putea să trec peste așa ceva niciodată. Deci este, arma lumea spune și avem încredere în ce se spune, că a fost blat, că e o trânteală pentru pariuri, având în vedere că sunt două echipe dubioase, evident. 3-0 în minutul 76 și s-a terminat 3-4. E un cartonaș roșu, sunt 7 boabe, era o cotă de 150 și ceva la scorul ăsta. S-a jucat sistemul ăla live, cică, foarte mult.
la 3-0 că dă gol Zenitul, nu era o cotă mare, după aceea că mai dă Zenitul un gol, după aceea că mai dă Zenitul un gol și după aceea că mai dă Zenitul un gol și ești miliardar. Dacă reușești să faci asta în 15 minute de 4 ori la aceeași echipă, este un scor neverosimil. Dar știind cât de scroci sunt oamenii din fotbal, nu ne putem abține să nu credem că a fost aranjament. Cocorin, Mauricio, Giuliano și Georgevici au marcat pentru Zenit, care câștigă la Tel Aviv 4-3. În zilele astea, ce mai putem să spunem despre Maccabi? Nici n-are să mai comentăm. Bombă în celălalt meci, AZ Alkmaar a fost egalat acasă cu un om în plus în ultimul minut de FC Dundalk, adică un fel de Concordia Chiajna a cupelor europene. Irlandezii de la Dundalk ajunși printr-un miracol aici au reușit să egaleze prin Kilduff. Jucător intrat în minutul 84, din prostie l-au băgat, nu mai aveau variante. Alkmaarul, care nu jucase nimic tot meciul, dar a avut câteva ocazii, bineînțeles, marcase prin Vuitens în minutul 61, în stilul echipelor mici olandeze. Înghesuiau jocul, prea puțin tehnicuți, ineficienți în fața porții, dar se gândeau că totuși n-are cum Dundalk să-ți dea gol. S-a întâmplat acest mini-miracol, denotat totuși arbitrajul al maltezului Pisani, ce arbitru din Malta a fost la această partidă. 1-1, Dundalk mai are de 2 bani speranță, în runda a doua Dundalk Maccabi și Zenit Sankt Petersburg Alkmaar. În grupa E, grupa Astrei, marea noastră campioană, marea și efemera noastră campioană, Astra Giurgiu, a fost dominată moral de Austria Viena. O echipă mândră, o echipă care n-are mari pretenții europene, dar asemenea fotbalul austriac este o pată de culoare în ultima perioadă. Păcat cu evoluția absolut jenantă a Naționalei Austriei la campionatul european. A fost o mizerie de echipă Austria după niște preliminari splendide, austriecii fiind sarea și piperul cupelor europene în ultima perioadă. Echipe spectaculoase care reușesc rezultate chiar și în elita a fotbalului. 3 echipe de top european au, Rapid, Austria și Salzburg, care pot să bată pe oricine, oriunde și oricând. De altfel, și Rapid Viena a făcut show aseară, nu numai Austria-Viena. Ambele echipe vieneze au câștigat cu 3-2 partidele lor. Austria beneficia de faptul că s-a jucat ca la operă pe arena națională cu câteva sute de oameni în tribună. Cei care s-au sacrificat să vadă această partidă pierzând meciul Stelei de la Ankara automat, puteau să ajungă doar la repriza a doua acasă. Holzhäuser a deschis scorul dintr-un penalti pentru Austria-Viena, după care Ali Bek a egalat din pasa lui Budescu. A fost 2-1 pentru austrieci la pauză, apoi 3-1 după ce într-adevăr i-au ieșit schimbările lui Șumudică. Nicoară și Seto au intrat la pauză numai bine cât să dea Austria-Viena cel de-al treilea gol, Săpunaru reușind să înscrie în minutul 74, iarăși dintr-o pasă lui Budescu. Se spune că Astra nu și-a revenit, n-a jucat nimic practic tot meciul, n-a fost o echipă consistentă, însă atenție, eliminarea lui Rotpuller în minutul 79 ar fi readus în joc echipa giurgiuveană, care pe final a avut câteva șanse să egaleze, dar n-a făcut-o. Această victorie care evident pune capăt oricăror veleități astrale de calificare. În celălalt meci, Plzeň și Roma, am avut dreptate ieri când am spus că Plzeň e o echipă țapănă, evident o echipă serioasă. S-a terminat 1-1 și nota bene, Roma a marcat doar din 11 metri în gol al lui Perotti, pentru că Totti nu era pe teren. Arbitru francez, un escroc, Rudy Buquet, a acordat penalti Romei cum a început meciul, dar n-a putut să împiedice egalarea lui Bocuș în minutul 11 pentru victoria. S-a terminat 1-1 pe un teren campestru cu 10.000 de oameni în tribune. Victoria Plzeň este o nucă tare în această grupă. Ea va juca la Viena runda a doua cu Austria, iar Roma întâlnește Astra. Barbarii ajung la Roma, fraților. Asta pentru că Roma a căzut victimă în ultima perioadă acestor echipe. Ne amintim și de
isprava CFR-ului acolo. Astra este o echipă spectaculoasă în deplasare. N-are sens să o îngropăm înaintea unui astfel de meci, pentru că se descurcă. A câștigat pe terenul West Ham într-o atmosferă într-adevăr electrică. Sunt meciuri unde Astra poate să joace ceva acasă, nu se leagă nimic de această echipă, și Victoria Plzeň va câștiga la București cu Astra. Evident și Roma cu Japca va câștiga, dar în deplasare Astra e o echipă promițătoare. Deci la Roma, dacă nu te fură ăla chiar în odios arbitru, ai șanse. În grupa F, o mini-surpriză, Sassuolo, echipă care debutează în cupele europene, niște italieni care l-au stat în gât celor de la Milan, ultima ediție de campionat, la Reggio Emilia s-a jucat, a bătut pe Athletic Bilbao cu 3-0. Bascii au un început prost de sezon, dar nu mă îngrijorez pentru ei, că întotdeauna își revin bandiții ăștia și vor scăpa și de la retrogradare, vor face și performanță. Totuși această înfrângere e binevenită, să-i mai pună un pic cu picioarele pe pământ pe încrezuții ăștia de la Bilbao. Sassuolo, care nu revendica nimic, bineînțeles, la acest meci, juca în dorul Lelii. 0-0 în minutul 60, s-a terminat totuși cu 3-0 pentru măcelarii de la Sassuolo. O victorie într-adevăr ireală. În celălalt meci, Rapid Viena a jucat acasă cu Genk. Oaspeții au deschis scorul după prima jumătate de oră, dar la începutul părții a doua, ca o lovitură de trăznet, Rapid Viena a marcat în 15 minute 3 boabe și a întors partida. Asta este magia fotbalului austriac, primitiv, dar entuziast, și oameni care știu să o bage în poartă. Acest 3-1 sigur că a turnat plumb în picioarele prostovanilor de la Genk. Aceștia ne reușind să reducă decât în minutul 90 dintr-un penalti prin același Bailey, care marcase și în prima repriză. Victorie mare pentru Rapid Viena, 3-2 cu RK Genk. În runda a doua, Genk Sassuolo și Bilbao Rapid Viena. În grupa G, Ajax Amsterdam a câștigat la Atena cu Panathinaikos. Este o surpriză, evident. Gazdele au deschis scorul în primele minute prin Berg, după care, culmea, Ajax a întors rezultatul. Al doilea gol a fost marcat dintr-un penalti în doi timpi, ratat de Klaassen și transformat de Riedewald. Ambele echipe au terminat meciul 10 oameni. Aș putea să spun gazdele chiar în 9, în ultimele secunde, fiind eliminat și ganezul Wakaso, după ce Ivanov văzuse și el roșu de la Panathinaikos și respectiv Ziyech de la Ajax. Deci 9 contra 10 s-a terminat partida, chiar dacă ultima eliminare n-a mai contat pentru evoluția jocului, care era tardivă. Surprinzătoare victoria lui Ajax așadar la Atena. În celălalt meci, Standard Liege și Celta, un rezultat așteptat, 1-1, stabilit în primul sfert de oră. Dosevi a deschis scorul pentru Standard, după care Rossi a egalat pentru Celta. Standard Liege n-avea forța să bată o echipă din Spania, dar rezultatul nu e prost pentru ei. În grupa H, Shakhtar, doar cu umbra lui Nea Mircea, ocupat să întoarcă scorul la Netania în Israel, doar cu umbra lui Nea Mircea, Shakhtar a câștigat la Konya, o altă debutantă în cupele europene, o victorie jenantă pentru marele Shakhtar. Dacă era Nea Mircea, câștigau cu 6-0. Ferreira a marcat în minutul 75. Rămășițele erei Lucescu. Shakhtarul nu mai înseamnă mare lucru în fotbal în momentul de față. Și în celălalt meci al grupei, Braga e o surpriză, una dintre cele mai bune echipe europene pe teren propriu. Braga a fost ținută în șah de Gent 1-1, scorul fiind stabilit în prima jumătate de oră. Ciudat că Braga n-a reușit în repriza a doua să mai marcheze un gol, dar portughezii se vor califica din această grupă oricum, dar se vor califica. O echipă prea solidă, Braga, ca să nu treacă mai departe, în ciuda acestui rezultat care nu este favorabil. Shakhtar Braga în runda a doua și respectiv Gent Konya. Luăm o pauză și o să vorbim după ce ne întoarcem următoarele grupe, grupa I, grupa J și grupa K,
Pentru că despre grupa Stelei, după el, am vorbit deja, să vedem care au fost ultimele rezultate și care este programul în continuare în aceste grupe de Europa League. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Întors în direct, dragi prieteni, sunt câteva grupe iarăși de tratat. Înainte să vorbim, sigur, pe final de emisiune și de ce ne așteaptă în acest weekend aproape sălbatic. Weekendul cu meciuri la greu astăzi, într-o zi de vineri, se joacă partide de campionat în toate cele 5 mari întreceri la nivel de club în Europa. Rămăsesem la grupa I, unde Nice a pierdut acasă cu Schalke 0-4, un rezultat firesc, 1-0 pentru Săsălăi, gol al lui Baba Rahman în minutul 75. Portarul lui Nice, Cardinal, a fost în zi mare, mai puțin Balotelli, de exemplu, care a luat un cartonaș galben pe sfârșitul meciului. L-am văzut, vă spuneam, săptămâna trecută cu OM, absolut jenant Balotelli, în ciuda unei duble care a făcut să se ridice în picioare toată Europa. Așa e când nu te pricep la fotbal. L-auzi toate prostiile pe care le vezi în cale. Vă spuneam de atunci că sunt singurele lui goluri în acest sezon la Nice. Unul din 11 metri gratuit și celălalt întâmplător cu un cap de la 3 metri. E bine, nu se va mai întâmpla. Balotelli este ieșit din formă și oricum nu este un jucător pe care să se poată conta. Se va desumfla și mitul Balotelli. Cert este că Nice a făcut de râs. N-a putut să propună nimic în fața unei solide echipe germane care merita să câștige la scor. Antrenorul lui Nice, elvețianul Lucien Favre, n-a făcut decât două schimbări. Mathieu Bodmer, care n-a jucat contra l'OM, și Younes Belhanda. Acesta, din urmă, în ultimele 10 minute au intrat pe teren, dar n-au mai putut să schimbe soarta meciului. O înfrângere amară pentru Nice, care pierde un tempo în această grupă delicată, unde în celălalt meci al grupei FK Krasnodar a câștigat în deplasare la Salzburg. E o surpriză prin golul João Zinho din prima repriză. E adevărat, interesul a fost minim pentru meci la Salzburg, o echipă solidă din Europa, pe care o știm capabilă să câștige toate meciurile din grupă în Europa League. Salzburg a făcut acest lucru în două rânduri în istorie, record absolut. Nici o altă echipă din istoria fotbalului n-a reușit să câștige toate meciurile dintr-o grupă de Europa League de două ori, adică să facă maximum de puncte din 6 partide într-o fază de grupe în actualul sistem de Europa League. Ei bine, de data asta lucrurile par să nu mai fie la fel. Salzburg a demarat cu un eșec puțin previzibil în această partidă cu Krasnodar, mai ales că în ultimele 20 de minute rușii au jucat cu un om mai puțin. Charles Caboret, fostul marseiez, a fost titular la Krasnodar, a primit un cartonaș galben, a jucat și la bord din minutul 60, a luat și el pe final un galben, fostul atacant al lui Bordeaux. A ajuns și el în Rusia la Krasnodar. O echipă interesantă aceasta, Ricardo Laborde, columbianul de 28 de ani. E bine, Krasnodarul se instalează cu acest succes în fruntea clasamentului, sigur alături de Schalke, dar asta n-are importanță, într-o situație confortabilă până la urmă cei de la Krasnodar. O grupă complicată totuși, o grupă foarte interesantă, unde se pot întâmpla încă multe lucruri. Schalke, Salzburg în runda a doua și respectiv Krasnodar, Nice pe 29 septembrie. În grupa J am avut un meci în Azerbaidjan care s-a jucat mai devreme, Karabakh Agdam cu Slovane Liberec. Echipa căptușită de Michel sezonul trecut s-a jucat la Baku. Bineînțeles, oaspeții au deschis scorul prin Sicora în primul minut, pe care au condus și cu 2-1, dar tot n-au putut să câștige. Spuneam, în Azerbaidjan, într-adevăr, nu poți să bați. Gazdele egalând cu Heyrupu prin Sadikov în minutul 94. Un punct mare pentru Karabakh, care sigur îi mai aduce niște lovele. În celălalt meci, PAOK Salonic și Fiorentina au făcut un 0-0 care le menține în cursă. Nu e un rezultat prost nici pentru una, nici pentru cealaltă
evident mai ales în contextul egalului de dincolo dintre Liberec și Gărăbăg. În runda a doua, Liberec joacă acasă cu PAOK, iar Fiorentina cu Azerii. În grupa K, reușită pentru Claude Puel, sunt puține și de asta trebuie subliniate imediat, Southampton, Sparta, Praga, 3-0. Antrenorul francez care are zilele numărate între sfinții galben-albaștri sau galben-verzi de la Southampton. Ei bine, au câștigat acasă cu o echipă Sparta-Praga modestă, eliminată și de Steaua, ne amintim. Oamenii lui La Fata, care de data asta n-a fost decât rezervă, au încasat repede două goluri de la Austin. Acesta a dat o dublă, primul gol din penalti, minutul 5. Rodriguez marcând în minutul 92, boaba de 3-0. E vorba de Jay Rodriguez, care are naționalitate engleză, un jucător puțin cunoscut de toată lumea. A jucat la Burnley înainte să vină la Southampton. El este cel care a ridicat scorul, într-adevăr, la niște proporții cam mari. 3-0 pentru Southampton. Sparta Praga este o echipă necompetitivă. În celălalt meci al grupei, odiosul Inter a pierdut acasă cu 2-0 cu israelienii de la Berșeva. Bomba serii, o cotă de 7,5 pentru echipa israeliană. E, fraților, mă uitam aseară la acest meci. În minutul 70, scorul era de 2-0 pentru Berșeva și mă gândeam, bă, dacă ar putea să vină Nea Mircea acum. Acum! Adică în minutul 70 să vină la Inter, că el a mai fost antrenor la Inter, deci cunoștea stadionul, cunoștea Giuseppe Meazza sau San Siro, cum vreți să-i spuneți. Știa în general cu ce să mănâncă fotbalul italian și la cum întoarce el scorurile în ultima vreme, cred că ar fi fost o formalitate pentru Inter ca din minutul 70 să câștige meciul cu 3-2, mai ales că Nea Mircea tocmai întorcea tot niște israelieni la Netania, în cealaltă parte a Europei. E bine, lipsa lui Nea Mircea a făcut ca Inter să piardă acasă. Banega a fost introdus la pauză. Banega are 64 de ani. Vă dați seama dacă mai joacă Banega. E adevărat, o repriză. Marele Candreva a intrat în 58 degeaba. Apoi Salvatorul Icardi remarchează în campionat pe capete. Degeaba. Toate aceste intrări n-au schimbat cu nimic soarta meciului. Bun, nu trebuie să îi îngropăm pe italieni care sunt mari șnapani. Și evident că într-o astfel de grupă pot să câștige toate celelalte meciuri. Ar fi și surprinzător ca Inter să facă mai puțin de 10 puncte în grupa asta. Dintr-un total de 24 totuși. Atenție, 6 victorii, de 18 puncte. 6 victorii te duc la 18 puncte. Din 18 puncte, Inter poate să ia 10. On a pierdut 3. Mai sunt încă puncte puse în joc. În runda a doua, Internaționale joacă la Praga. Trebuie să câștige acolo, iar Berșeva cu Southampton. Revenind în actualitatea acestei zile și a weekendului care începe, avem astăzi un meci rar pentru o zi de vineri și trebuie să profităm la maximum de el. Chelsea-Liverpool de la ora 22 în Premier League, deci este pe Eurosport la noi, o partidă teribilă, evident, într-un sezon în care Liverpool, vă reamintesc, a debutat câștigând la Arsenal cu 4-3. Liverpool este în stare, evident, cu Jurgen Klopp să repete această performanță colosală. Liverpool a zdrobit-o și pe Leicester în etapa 4-a cu 4-1, dar a suferit acel curios eșec la Burnley în etapa 2-a și egalul de la Tottenham, care e un rezultat bun, 1-1. Are într-adevăr încă o deplasare Liverpool, deci în 5 etape Liverpool se va fi deplasat de 4 ori. Totuși, ce campionat! A jucat în deplasare la Arsenal, în deplasare la Burnley, în deplasare la Tottenham și acasă cu Leicester. Da, mi se pare ciudat. Deci în 5 etape să ai 4 deplasări. Fabulos! Așa că nu putem să-i judecăm deocamdată prea crunt. Locul 6 pentru Liverpool înaintea acestei deplasări la Chelsea. Echipă neînvinsă. După 3 victorii, Chelsea s-a împiedicat la Swansea.
unde ar fi trebuit să piardă, a fost condusă cu 2-1 până spre final, am crezut cu toții că va prima învrângere a lui Conte. Meci enorm între aceste două echipe, tentativa lor de a conta în acest an în Premier League. În weekend, adică mâine, Manchester City n-ar trebui să aibă probleme acasă cu amărâta Barnemas, 4 victorii din 4 pentru trupa lui Guardiola. Everton, care a început campionatul ca din tun, este pe 3, joacă acasă cu Kirchita Middlesbrough, ar fi pentru Everton o ocazie extraordinară să înlănțuie a 4-a victorie consecutivă. United, învinsă de Manchester City în derbiul local, se deplasează la Watford duminică, meci greu pentru Manchester United. Tottenham, neînvinsă în campionat, dar umilită de AS Monaco în Champions League, joacă acasă cu Sunderland. Arsenal urmând să se deplaseze pe terenul Hull City. De notat, campioana Leicester joacă acasă cu Burnley, Leicester este pe 16, iar West Ham abia a 17-a în clasament, ținută numai de Dimitri Payet, joacă pe terenul West Brom. O înfrângere al West Ham aici ar putea să-i zgâlție serios scaunul lui Slaven Bilic, deja amenințat cu concedierea. În Franța, de la 21:45, care este noul orar pentru meciurile avansate de vineri și de duminică în acest sezon, nu mai se joacă de la ora 22, nici vineri și nici duminică. Această oră rămâne disponibilă numai pentru meciurile din timpul săptămânii, adică în etapele intermediare de marți, miercuri sau joi. Caen, Paris Saint-Germain, această seară fără Ben Arfa, nereținut în lot. Paris Saint-Germain traversează o perioadă crâncenă, necâștigând ultimele 3 meciuri, 2 în campionat și cel cu Arsenal în Liga Campionilor. În cazul unui semi-eșec astăzi la Caen, absolut toată furia presei și evident și a acționarilor din Qatar se va abate asupra lui Unai Emery. Numai Unai Emery să nu fie dacă echipa nu câștigă astăzi la Caen. Paris Saint-Germain a început campionatul mizerabil, este pe locul 7 după 4 etape, deci n-are nicio scuză în cazul în care nu se impune. Însă certitudinile sunt puține la această echipă, tixită încă de jucători sud-americani gen Lucas, gen Cavani, gen Pastore, da, care nu mai reușesc să facă, gen Di Maria, bineînțeles, Lucas, Cavani, Pastore, Di Maria nu reușesc să facă diferența. Ben Arfa, spuneam, nu face parte din lot. Caen este o echipă solidă, bineînțeles, o echipă care știe fotbal. În prima etapă au câștigat acasă 3-2 cu Lorient, a fost cel mai spectaculos meci al primei etape. Au pierdut la Lyon 2-0 cu Japca. În etapa 3 au bătut acasă lejer pe Bastia 2-0, iar în etapa 4 au pierdut cu minți la Caen, la Rennes, 2-0. Deci Caen are parcursul de pe vremuri din divizia al unei echipe medii, câștiga acasă și pierdea în deplasare, ceea ce în Franța se întâmplă rar. Deci este un bilanț până acum de 0 la adevăr, 2 victorii acasă cu echipe mici, Lorient și Bastia, și 2 înfrângeri scontate în deplasare la Lyon și la Rennes. Caen este pe locul 10, este corect, da? Are 2 victorii, 2 înfrângeri, este la mijlocul clasamentului. Pentru ei nu e nicio presiune meciul cu PSG, dar dacă vor reuși să încurce, sigur că vor da lovitura. Totuși puțin probabil ca Paris Saint-Germain să se încurce la Caen. Ce se mai întâmplă în Franța în acest weekend? Avem derbiul Marseille-Lyon duminică seara, cu multe absențe și de o parte și de alta. La Marseille lipsesc în continuare Diarra și Diaby, de asemenea Alessandrini nu este apt. Rod Fanny încă nu e pus la punct cu pregătirea. Cabela va fi rezervă, în cel mai bun caz s-ar putea să nici nu intre pe teren, deci absențe destul de multe. În principiu va fi aceeași echipa lui OM ca și cea care a demarat la Nisa săptămâna trecută. Lyon are și ea absențe grele, la Cazet, Fekir, Grenier, Valbuena nu sunt disponibili și probabil nici Emanuela de Bayor, chiar dacă acesta ar semna, să spunem, în cursul acestei zile și ar putea să joace duminică dacă transferul se înregistrează astăzi. Puține șanse totuși ca el să se afle în lotul celor de la Lyon. Un meci, într-adevăr, cu cuțitul la os
pentru ambele olimpic. Lyon este pe o poziție catastrofală, a 8-a în campionat. Vă dați seama ce ar însemna o înfrângere pe velodrom pentru ei. Cade capul lui Bruno Genesio, așa cum spuneam. Nu se admite la Lyon așa ceva, ar fi a 3-a înfrângere la rând în campionat. OM însă, dacă pierde acasă cu Lyon, riscă să alunece în zona retrogradării, ceea ce iarăși ar fi un început de criză. Iar dacă Frank McCourt este pe cai mari și a anunțat într-un interviu că nu-l interesează locul 2 în campionat și că vrea să câștige titlul în fiecare sezon, precizând însă că nu se pune acest campionat, doar din sezonul viitor. Dar numai că pentru asta OM trebuie să rămână în prima ligă. O echipă este atât de naivă și compusă din jucători cu atât de puțin caracter, încât acest lucru se va juca probabil ca și anul trecut până în ultimele etape. Cu un astfel de lot nu poți să faci performanță. Evident, sunt niște jucători care își pierd repede puțina încredere pe care o au și impresiunea îi doboară. Încă o dată spun că lumea întreabă, lumea nu știe. Și eu, domnule, dar pe Marseille n-are lot rău. Sigur că nu, pentru Marseille e lotul prost. Da? Puneți-i pe ăștia la Barcelona să vedeți joacă ceva, nu joacă nimic. Dacă îi puneți la Alaves pe ăștia de la OM, fac treabă acolo unde nu-i presiune. Că joci la o echipă mare, astfel de jucători nu-ți sunt suficienți. Sigur că în Franța OM are un lot de primele 10, poate chiar de primele 6, dar nu pentru Marseille este bun acest lot, este bun pentru o echipă mică. Alte meciuri, Monaco, liderul clasamentului, joacă cu Rennes pe teren propriu, Nice, care este pe 2, se deplasează la Montpellier, de exemplu, iar Saint-Étienne, ajunsă pe 12 totuși în campionat, joacă pe teren propriu cu Bastia, un meci pe care n-are voie să-l rateze. În Bundesliga, de la 21:30, clasicul meci de vineri, de data asta nu un meci foarte interesant, după ce Bayern München a deschis etapa 2 săptămâni la rând, avem Köln-Freiburg, o partidă care trece repede neobservată. FC Köln însă a început bine campionatul cu 4 puncte în primele 2 meciuri, mai ales egalul de la Wolfsburg din etapa 2. Freiburg și ea a surprins după ce a fost condusă pe teren propriu în etapa a doua de Gladbach. A întors meciul, a câștigat cu 3-1. O partidă de unde Freiburg poate să scoată ceva. Mi-e greu să cred, ca o sugestie pentru distinși pariori, mi-e greu să cred că Freiburg pleacă chiar cu coada între picioare de la Köln în această seară. Adică văd gol Freiburg absolut sigur. Sigur că ăsta nu e un pariu îndrăzneț pentru Bundesliga, unde să marcheze oaspeții nu-i nicio bombă, dar văd Freiburg o echipă destul de interesantă. Sampdoria-Milan de la 21:45 în Il Calcio, o partidă deja dificilă pentru milanezi, care stau prost în clasament, au câștigat în prima etapă cu Torino la mustață cu 3-2, după care au fost bătuți de 2 ori. O a treia înfrângere la rând ar duce Milanul exact ca și pe OM în zona retrogradării, ceea ce într-adevăr n-ar fi deloc plăcut. Sampdoria nu vizează nimic, după părerea mea. A câștigat la Empoli și apoi acasă cu Atalanta. În etapa a treia a pierdut la Roma cu Japca, Totti marcând din 11 metri. Minutele de prelungire, Sampdoria a avut meciul în mână. Dar nu vizează mare lucru, nu este o echipă care să se bată la cupele europene. Dacă îi poate încurca însă pe Milan, va fi deranj mare. Și în fine, în Liga Spaniolă, de la 21:45, avem un Betis-Granada, specific de meci de vineri din Spania, că nu prezintă mare interes. Este etapa 4-a în campionatul spaniol. Betis are 4 puncte, dar este pe un trend ascendent, reușind 4 puncte în ultimele 2 meciuri, după ce a pierdut în uvertură 6-2 la Barcelona cu Japca. De partea cealaltă, Granada este o echipă care se va bate împotriva retrogradării tot campionatul, așa cum a făcut-o mereu. A încasat deja 8 goluri Granada în 3 meciuri, nu are nicio victorie, e pe cracă. Valencia de urmărit, 3 înfrângeri în 3 meciuri pe terenul lui Bilbao, alt loser al campionatului. Real Madrid joacă la Espanyol duminică. Barcelona, care este pe 5 după înfrângerea cu Alaves, are o deplasare la Leganes, iar Atletico de Madrid, a 7-a în clasament, joacă cu Gijón
pe teren propriu. De notat că Sevilla neînvinsă în meci oficial de când a venit San Paoli, mă rog, dacă nu punem Supercupa Spaniei și ce au mai jucat ei acolo cu Barça, au meci la ei bară. Sevilla, o formalitate pentru o echipă atât de solidă care are pretenții clare de Champions League în acest sezon. Ne întoarcem după o pauză. Facem în direct pentru finalul emisiunii. Sunt și meciuri în Liga 1 astăzi, nu teribile, dar ca meciurile de vineri. În orice caz, lansează o nouă etapă în campionatul intern, și anume FC Botoșani Viitorul, peste o oră și câteva minute. Botoșanii pe cai mari și respectiv Pandurii cu ASEA de la 20:30, după ce Hoirofiu tocmai a bătut Dinamo în ultima etapă. În cazul în care ASEA câștigă la Drobeta Turnul Severin în această seară, puțin probabil, ar ajunge la 0 puncte în clasament după 8 etape. Tot e un progres. Spuneam de FC Botoșani, care în cazul în care se impune astăzi cu Viitorul pe teren propriu, ar fi la un singur punct în spatele Stelei, provizoriu, după 8 etape, un parcurs excepțional. Asta ar însemna că FC Botoșani în ultimele 5 etape ar avea 4 victorii și un egal. Sigur că Botoșani a mai avut odată un început de sezon de tipul ăsta și s-a desumflat ulterior, dar ideea este că dacă prind play-off-ul, și noi deja suntem destul de avansați cu acest campionat, se joacă deja etapa 8-a, nu există nicio restanță, campionatul merge mai departe, contează deja după 8 etape câte puncte ai adunat, pe ce loc ești, nu mai este întâmplător. Suntem aproape la jumătatea primei faze, e ca un meci de basket campionatul românesc, care are 4 timpi, prima parte, apoi partea a doua, returul fazei regulate și cele două faze din play-off. Steaua, care a luat-o pe cocoașă, spuneam, în Turcia ieri, joacă la Timișoara duminică, o partidă cu o echipă deja condamnată. Nu s-ar concepe ca Steaua să nu se impună. Craiova lui Mulțumescu joacă cu Concordia pe teren propriu, o partidă la discreția craiovenilor. Dinamo CSMS Iași e șucăr mare de tot dacă Dinamo nu bate. O echipă aflată în vrie, Dinamo, vă reamintesc că în ultimele 5 etape trupele lui Andone n-au câștigat decât un singur meci, cel cu FC Voluntari. Dacă Dinamo nu bate Iașu, e scandal, sunt șanse ca Andone să fie demis. Pandurii, care au câștigat miraculos la Mediaș, spuneam, joacă astăzi cu ASEA. Dacă Pandurii nu câștigă, iarăși este o mini-dramă și acolo. Astra, aflat abia pe 11, se deplasează la Giurgiu, că e o deplasare pentru ei, echipa nedomicilind acolo, să întâlnească Mediașul pe data de 19, deci abia luni avem Astra Gazmetan, însă Astra nu riscă să coboare foarte, foarte mult în clasament până la desfășurarea partidei, doar CFR Cluj poate să-i depășească. Clujenii n-au nicio înfrângere în ultimele 5 etape și o singură bătaie în campionat, în 7 meciuri, dar sunt abia pe locul 12 în clasament, pentru că au avut o penalizare de 6 puncte. CFR Cluj face Voluntari. Se joacă mâine, victorie obligatorie pentru clujeni, mai ales că Voluntariul stă bine. N-a pierdut în ultimele 3 meciuri, Clujul trebuie să bată în mod obligatoriu ca să mai urce un pic în clasament și să încerce să se apropie de zona play-off-ului. Au un parcurs de play-off clujenii, dacă n-ar fi avut penalizarea, erau în locul Viitorului, deci ar fi fost cu 10 puncte la doar 2 puncte de locul 4, ce era într-o situație acceptabilă pentru standardele și poate chiar pentru finanțele lor. Știrea pe care am văzut-o rulând și pe crawluri mai devreme și pe care au anunțat-o cei de la France Football cu puțin timp în urmă, s-a încheiat parteneriatul dintre săptămânalul francez de fotbal și respectiv FIFA în ceea ce privește desemnarea balonului de aur. Din 2010 France Football și FIFA erau în parteneriat, de fapt într-o cârdășie care decerna finalmente în comun această cârdășie, balonul de aur,
Până în 2010 însă lucrurile n-au stat așa. Votul jurnaliștilor europeni stabilea câștigătorul. Acest lucru va deveni realitate la următoarea, votare, adică în ianuarie 2017, când va fi stabilit noul balon de aur. Se vorbește că, sigur, Cristiano Ronaldo este favorit pentru că Portugalia a câștigat în sfârșit campionatul european. Este primul trofeu major pe care Portugalia îl câștigă în lumea fotbalului. Și ar fi chiar bizar ca Ronaldo, deși acesta n-a făcut nimic la Euro și cu atât mai puțin în finală, unde a ieșit după 10 minute, n-ar merita să-l câștige, evident. Dar să vedem votul jurnaliștilor, care totuși este un pic mai apropiat de adevăr decât cel de la FIFA, așa se crede. France Football preia așadar în custodia sa acest balon de aur, tot așa cum preiei, de exemplu, un router wireless, da? Sau un, cum se spune de ăsta, un amplificator de ăsta când îți închei contractul cu firma de cablu sau de telefonie mobilă și trebuie să-l dai ălora înapoi. Receptorul ăla, care nu e al tău, îl primești împrumut pe durata contractului. Exact așa se întâmplă cu balonul de aur. El aparține săptămânalului France Football și în aceste condiții, odată parteneriatul cu FIFA încheiat, ajuns la final de contract, el se întoarce obligatoriu la cei care l-au fondat. Poate că lumea nu mai știa exact care este istoria sa, dar France Football a fondat acest balon de aur în anii 50 și la un moment dat a ajuns să-l împartă cu FIFA, tocmai pentru că așa îi aducea un plus de notorietate. Deja notorietatea era foarte mare, făcuseră un parteneriat tocmai între o publicație celebră de fotbal și principala instanță a sportului cu balonul rotund, ca să-i dea și mai mare greutate. Dar se pare că n-a fost o reușită și sunt multe voci care spun că doar Ronaldo și Messi, câștigând acest balon de aur de vreo 6-7 ani la rând, nu e mare lucru. Deci, practic, în acest parteneriat, nimeni în afară de Messi și de Ronaldo, cât a durat acest parteneriat, n-a reușit să ia balonul de aur. Să vedem dacă lucrurile se vor schimba acum, pentru că doar jurnaliștii vor vota și sunt unii care au orgoliu și personalitate. Da? Te trezești că în Malta ăla votează, cine știe ce, bielorus pe prima poziție sau finlandez, pentru că pe ăștia i-au văzut ei în confruntările directe. Da? Să votează în multe situații surprinzător atunci când o fac jurnaliștii din țări totalmente diferite. Aia de la FIFA, sigur că au cu totul alte interese. Acolo interesul este să se meargă către zona comercială, către zona de interes. Exact ca în arbitraj. Adică de ce să nu țin eu cu aia mai buni dacă ăștia stârnesc mai multă vâlvă? Evident. Dar pe de altă parte, înainte să încheiem, se pare că noul președinte UEFA, slovenul Ceferin, n-ar fi de acord cu această revoltă, să spunem, a marilor cluburi europene care vor să facă din Liga Campionilor o divizie cât mai închisă, etanșă, din care să nu mai iasă nimeni. Așa, asta să le aducă cât mai mulți bani, după părerea mea, nu-i semn bun. Dacă Ceferin ăsta e tot un coate goale care a venit să le dea tuturor cât un os de ros, n-am făcut nimic. Ideea nu este să aducă trei echipe din Bosnia în Champions League, ideea este să-i aducă numai pe cei care merită acolo. Deci o ligă a campionilor între grei continentului a rezolvat, așa cum spuneam și zilele trecute, și problema arbitrajului. Atâta timp cât se fură între ei colo și nu mai e o dramă. Nu mă interesează că vine neamțul, nu știu care, la Real Madrid cu Barcelona, cât și în ce direcție fluieră. Acolo nici nu mai contează. Show-ul e garantat oricum. Da, amândouă nu pot să câștige. Nu mă deranjează că îi fură pe unii sau pe alții, că măcar să fură între ei. Dar să aducă echipe din toată Europa, să facă o ligă a campionilor pentru toți proștii, nu merită, pentru că oricum aia nu sunt lăsați să joace. Dar tu îi aduci acolo, îi păcălești și când intri faci și tu un meci mare odată, uite cum a fost Sporting.
La Real Madrid conduci până minutul 89 și tu ce contează? Ăla lăsa să se joace până a doua zi dimineața, numai să câștige Realul. N-are niciun rost, mai bine joci tu Sporting cu echipe de nivelul tău și tu Real Madrid în liga ta închisă. Sunt și mai mulți bani, lumea o să vadă meciuri mai bune, nu văd cine ar ieși învins din toată treaba asta. Că mititeii degeaba să duc să se bată cu ăștia, că oricum nu vor câștiga niciodată. Bun, e un subiect pe care o să-l mai deschidem, evident, și săptămânile următoare. Rămâneți cu bine! Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.